Bună dimineața, 19 aprilie. Miere de rapiță. Am câteva familii care care nu prea au mâncare. Hei, frumușelelor, ce faceți? Frig, mamă, frig. La termometru doar un grad pe plus. Plus un grad. Uite ce găsim la urdeniș. Ce ai făcut, mă? Ai murit de necazi? De ce ai murit? Aoleu, ce gheboase ești. Am arătă. Dimineață trecem așa pe la urdiniș. Să vedem ce găsim pe acolo. Treaba e că eu am pus caturile și nu mai pot să le dau sirop. La vedere. Nu mai pot să le dau sirop. Și am notate câteva familii care după mine, așa când m-am uitat în ei, dacă aveam un kil jumate de miere și un kilogram jumate, vă dați seama că e foarte puțin. Deja avem astea, zilele astea, 3 zile, 4 de frig. Să nu moară de foame tocmai acum. Le bag și eu miere de rapid, să le dau cu dalta așa pe sită. Deci eu le-am pus caturile aproape la toți, la 2 nu le-am pus. Uite, lui ăsta, care el este în... Ce are telefonul ăsta? Era blitzul oprit. De exemplu, ăsta e în 7 rame. Da? 7 rame. Și uite, nu vrea să dea înainte deloc. Ăsta și cu ăsta. Ei arată bine așa, uite. Tot 7 rame. Hai că ăsta a trecut nițel după diafragm. 7 rame. Tot aici? Hai, du-te acasă. Du-te și tu acasă. Ce mai stai? Du-te. Stai ambițioasă. Mai și înțepi. Da, ăștia doi au rămas mai slăbuți. Restul toți le-am pus catul. Unii au urcat mai mult, alții mai puțin. Ah, și mai am pe ăștia care îi dau jos. I-am mai arătat eu. Deci 1, 2 aici. Mai am unul acolo, 3. Una aici, 4 și 5. 5 familii mai slăbuțe, le dau jos, am altele jos care le-am pregătit. Să vă arăt în cat inițial așa. Ia. Ușurele. O să salt eu. Hei. Ia uitați-vă. Hei. Hai, că nu vreau să vă omor. Le strivesc aici. Ia să vedem la asta. A urcat, mă, în cat sau le-a pus Costin catul degeaba. Deci uite, cad ăsta de unul pe unul, deci nu umblăm cu caturi de alea de jumate. Ia, m-a urcat. Hehehei, frumușelelor. Ia uitați-vă cum stă pe sită. De ce oare a urcat în cat? Deci care nu știe, catul se pune din două motive. Pentru cules și pentru spațiu. În momentul de față n-am cules, vă dați seama, dar le-am pus pentru spațiu, că nu mai au spațiu. Da, cam asta e situația. Ia, ăsta ultimul aici, nu știu dacă a urcat. Ia, mă, tu ai urcat? Ușurel așa. Ehehei, că a urcat și el, mă. Frumoșelelor. Dacă văd că sunt cu minți, ia. Ăsta? Ulu, și mai bine a urcat ăsta. Hai, 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 puși acolo. Puși acolo, că închid. Da. Cam asta e situația aici. Ia uite ce e acolo, ia uite ce e acolo, frumoșelelor, eu sunt, nu vă speriați, că nu vă fac nimic. Da. Ia, pe partea asta. Ieri le-am pus și vă dați seama că le-am pus, n-au urcat în 5 minute. Eu, ce să mai salt, ia uite ce e aici. Ia. Hei! Deci ăștia sunt stupi care, la rapiță, să joacă cu catul ăsta, îl umple imediat de miere, dar să vină căldură. Ia să vedem asta. Asta era mai slăbus, parcă. Mă, nu, mă, și asta a urcat bine. Mășelelor. Auzi ce aici. Bravo. Stai, mă, că vreau să găsesc unul mai slab care n-a urcat. Ia, ăsta. Uite. Eh, vedeți că am și de ăștia, uite. Ăsta de-abia vrea să urce, deci ăsta nu prea era de cada. Oricum eu l-am pus cu folie. Deci toți au folie, da? Uite.
trasă puțin, adică are spațiu să urce în cat. Deci cu folie. Ia zi-mi tu. Uite, mai slăbuț. Trei albine au urcat aici. Deci nu toți au urcat. Ia, îi luăm la rând așa. Asta a urcat mai bine și eu. Asta. Hei, 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 frumos și ele, vă uci pe podișoara. Ha, du-te acasă, du-te. Și asta mai duci, că nu mai poți. Tu? Au, uite ce e aici. Aha. E, cam așa, tata, să face treaba. Vrei să... Ah, a intrat pe mânecă. A intrat pe mânecă, ești acolo. Vrei să mă înțelegi, dușmănoasă. Cam așa se face treaba. Vrei să ai un cules bun? Păi nu merge, tată, să pleci la cules cu dăștia așa. Ăsta, de exemplu, pe 7 rame, el are 4-5 rame de puiet. Ăsta la rapiță, știți cât adună? Jumate cât adună unul din ăsta care are bine mult. Pe jumătate. Dacă ăsta e în stare să adune 20 de kg la rapiță, ăsta adună 10. Ăsta de-abia de salcăm să face. Da. Aici. Ei, frumoaselor, gata. Am deranjat. Ia să pun aici. Asta. Ei, ia uitați-vă aici. Deci e unii că nu urcă albina în cat din cauza la gratia Hahnemann. Păi eu la toți am gratia Hahnemann. Deci în momentul de față nu am 10 rame de albine în cat. Uite ce face. Uite ce face. După mine vreo 5 rame așa. La unii poate 6, 7, la unii 3 rame urcate în cat. Bun, ia să le dăm nețică miere. Deci, ia uitați-vă și cum am notat când am umblat eu nei, uite, ia uitați-vă ce mâncare am eu nei. Deci, uite, la numărul 1, 3 kg, se vede acum, 1,5, 1,5, la ăștia cu 1,5 vreau să le dau acolo cât un borcan de miere. Uite, ăștia 2 kg, hai că 2 kg le ajunge 10 zile acolo, nu? Nici 10, poate o săptămână. Uite, mai am aici iar 1,5, la ăștia cu 1,5 le dau cât un borcan de miere. Aude ce-mi scrie aici. Foarte bun, foarte bun, foarte bun, da? Aude, asta l-am unificat, că n-am mai găsit regină. Ramă de trântor. Bă, să nu uit, mă. Trebuie să scur ramă de trântor. Yeah. Aude că uitam, de aia plecam la rapiță și nu scoteam ramă de trântor. Ia să scriu eu aici, repede. Ramă. Trebuie să scur ramă de trânturi, mă, numărul 23. Asta trebuie să o las acasă. Fac și eu niște regine să am trânturi acasă, nu trebuie la... Deci am ramă de trânturi, e căpăcită. Vor ecloza peste vreo, nu știu, 10 zile așa. Da, ce mai am eu pe aici? Cam atât, în rest foarte bun, foarte bun, foarte bun. Mai mult de jumate, foarte bun. Ia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. 26 foarte bun, dar îi mai am pe aia de jos care i-am făcut și pe aia bun. Foarte bun să zic, i-am dus în 10 rame. Încă 5, 31. În 36, 31 am foarte bun. Așa. Ăsta trebuie să umblu într-o zi la el, că l-am unificat cu unul de afară, din cauza că l-am găsit fără regină. Avea pui căpăcii, dar nu mai avea oat, nu larvar. Și l-am unificat, sper că a primit regină. Uite, unificat azi, 16 aprilie. O regină făcută de mine. Așa. Să mai iau, să le dau niște miere. Da.
Acum vă dați seama că nu pot să stau seara la fiecare stupcă, destul de incomod, și să filmez. Miere de rapiță. Uite, mamă, ca să aveți chef la rapiță să adunați. Ce frumos de ele aici. Hai, de te rog, pas. Uite, așa le dau acum, și dimineața și seara. Le dau cu tot data de asta, să aibă și el ce mânca aici. Ai, uite, mă, trebuia să o las nițel să încălzească, că e prea tare. Dar, până la urmă, le-aș pune și pe plasă aici. Ele o încălzește rapid aici. Uite așa, și o mănâncă pe plasă aia. Da. Era de rapid. Ăla, ce-s prea multe, stai așa. Bine, să apară. Mai bine le pun aici deasupra. Acum spuneți voi, e normal acum să dai cu kilogramele sirop? Când știi că peste 2-3 zile te duci la rapiță? Spuneți voi. Eu prefer să dau așa vreo 10 borcane de miere sau câte o fi nevoie. Da? Cât să supraviețuiască până ajung cu ei la rapiță, ca să fiu sigur că fac o miere de calitate. Da? Cam în felul ăsta procedez eu. Da? Uite. Ia. Să vede aici. Ce are, mă, că nu pot să... Uite. Da? Și ele acum o să strângă acolo, lângă ea, produce căldură și o topește rapid. Haideți că mi-e greu să și filmez, să și pun. Uite, un borcan deja l-am pus. Mai am aici, mai e nevoie, le mai aducem. Bun, cam atât. Uite, de-abia am reușit să pun 3 borcane și s-a roșit podul palmii cât am apăsat în asta aici. Bun, am dat la aia care avea mai puțin, v-am spus, cu 1,5 kg pe familie. Iar acum mergem la oraș. Și când mă întorc, le mai dau o tură. Îi ținem așa cât să supraviețuiască.